Bine v-am găsit, dragi urmăritori ai Vocii Basarabiei. Astăzi, invitatul platoului nostru este Oleg Serebrean, vicepremier pentru reintegrare. Abordăm mai multe aspecte cu domnia sa, aspecte ce țin de dosarul transnistrean, de securitatea regională, despre șansele reglementării transnistrene, despre provocările cauzate de războiul din imediata vecinătate, de pe 24 februarie și până astăzi, invazia rusă în Ucraina nu a oprit. Domnule Serebrean, mulțumim că ați găsit timp să veniți să avem această discuție. Cu plăcere dintotdeauna. Mulțumim tare mult. Cât de îngrijorată trebuie să fie populația Republicii Moldova ținând de această situație tensionată în regiune? Bun, o liniște totală, bineînțeles că nu putem avea, ținând cont de faptul că războiul este simțit, auzit chiar în Republica Moldova, ținând cont și de faptul că avem acest dosar transnistrean nesoluționat și periodic auzim și unele declarații mai marțiale, să spun așa, din partea unor exponenții ai Tiraspolului, care nu pot să conducă la sporirea încrederii, da? Sau să se liniștească. Și v-ați referit probabil și la ultima declarație pe care o făcea domnul Ignatiev, spunând că Transnistria trebuie și în continuare să ceară recunoașterea independenței, ca ulterior, în baza rezultatelor plebiscitului din 2005, să ajungă la din 2006, să ajungă la aderarea, la solicitarea de a adera la Federația Rusă. În plin război ruso-ucrainean. Regretabilă această declarație, care, așa cum spuneți, are o lectură aparte, anume pe fundalul acestui război din Ucraina vecină, deci nu poate să nu trezească o îngrijorare suplimentară. Ori până recent eram asigurați pe diverse canale, inclusiv la Tiraspol, că dorința este să menținem dialogul și liniștea în această perioadă. Și, firește, asta rămâne intenția noastră și pentru mai departe, dar aceste afirmații făcute de negociatorul șef de la Tiraspol au introdus o notă de îngrijorare suplimentară pe lângă cele care erau. Dar această declarație poate fi interpretată și ca o provocare pentru autoritățile de la Chișinău? Ea a răsunat provocator. Că este o provocare, nu știu, dar că a răsunat provocator și că îi se poate da o astfel de interpretare fără nicio îndoială. Și unii mai consideră că nu ar fi făcut de unul singur această declarație dacă nu ar fi fost coordonată și cu Moscova. Bun, acestea sunt supoziții, adică ca să comentez supozițiile nu am căderea, să spun așa, a portofoliului să fac genul ăsta de comentarii. Eu reiesc din ceea ce s-a spus, de locul unde s-a spus, de circumstanțele în care a fost făcută această declarație, de auditoriul căreia s-a adresat și firește că tragem concluziile de rigoare. Încă o dată, a fost, din perspectiva noastră, neavenită, nebenefică și am spus și colegilor, partenerilor externi că acest gen de declarații nu doar că nu întărește încrederea, dimpotrivă, introduce o notă suplimentară de tensiune inutilă deja, pentru că există tensiune suficientă în momentul de față în societate, care, mă rog, nu servește niciunuia, nici malului drept, nici malului stâng. De aproape 3 ani de zile nu se mai convoacă în ședință formatul de negocieri 5+2. Acum poate fi și scuza că e război în imediata vecinătate, dar pe de altă parte, dacă nu se convoacă acest format în ședință, se bate pasul pe loc pentru a avansa mai multe subiecte de actualitate sau e suficient ca în formatul 1+1 să găsiți compromis pe anumite subiecte? Știți cum e cu formatul 1+1? În ultimul timp,
în formatul respectiv s-a produs o anumită mutație, un fel de schimbare semantică, dacă vreți. El nu mai este un real format 1 plus 1, cum era cândva, când era negociatorul principal de la Tiraspol și Chișinău și discutau practic într-un cadru destul de restrâns, nu zic intim. În momentul de față, discuțiile în formatul 1 plus 1 sunt în prezența reprezentanților 5 plus 2. Deci toate părțile sunt practic reprezentate. Nu intervin, dar sunt prezenți. Dar nici nu e formatul de negocieri 5 plus 2. Nu e formatul de negocieri 5 plus 2, dar ce înseamnă formatul de negocieri 5 plus 2? Totuși presupune în primul rând dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, susținut sau supravegheat sau monitorizat de ceilalți. Ce se întâmplă și în cazul de față. Nu este nivelul, mai exact, formatului 5 plus 2. Nivelul unde se luau decizii, da, unde se luau decizii, dar și nivelul de reprezentare absolut al celorlalte părți din formatul 5 plus 2. Sunt de regulă reprezentanții misiunilor diplomatice, adică ambasadelor prezente la Chișinău. Dar nu putem spune că acest format 1 plus 1 este, adică trece cu vederea formatul 5 plus 2. Mai mult decât atât, toate notificările pe care le facem, le adresăm întotdeauna, nu doar Tiraspolului, le adresăm părților care participă în formatul 5 plus 2. Deci nu putem spune că el nu funcționează în totalitate. Da? Aici este o eroare de interpretare, cumva, că nu funcționează în totalitate. El se menține, dialogul continuă prin, pentru că toate notificările se fac în cadrul acestui format, când trimitem un mesaj către Tiraspol sau ei când transmit un mesaj către noi, el automat este pus în copie către ceilalți participanți ai formatului. Plus, punctual, discutăm cu fiecare dintre ei. Vă amintesc că la începutul lunii iulie la Chișinău s-a aflat Thomas Mayer Harting împreună cu reprezentanții președinției OSCE-ului polon. Bun, și el reprezintă președinția polonă de astă dată, dar era și ambasadorul Țalca de la Ministerul Polonez de Externe. La scurt timp a fost reprezentantul Federației Ruse pentru dosarul transnistrean, ambasadorul Treapiță. Ne aștept în vizita reprezentantului ucrainean în câteva zile, peste vreo săptămână, domnului ambasador Klimkin. La Bruxelles am văzut noul reprezentant din partea Uniunii Europene. Deci discuțiile sunt, cum să spun, punctual efectuate cu toți. Că nu ne-am reunit într-un, cum aveau loc formatele clasice de reuniuni. Este adevărat, a fost și pandemia. Este războiul și fără îndoială că dar în condițiile actuale... Dar mi-am chiar și cel din 2019 de la Bratislava se consideră că a fost unul cu eșec. A fost unul eșuat, fără îndoială, pentru că nu a fost luată nicio decizie. Nu că la celelalte s-ar fi luat niște decizii revoluționare care ar fi mutat pietre din loc. Trebuie de altminte să atrag atenția asupra faptului că cele mai multe decizii foarte concrete care au și schimbat ceva la nivel social, de relație intersocietală, de a fost la mai curând negocierile punctuale 1 plus 1, pentru că la nivel tehnic, foarte tehnic, anume acest format este foarte apropiat. O să vorbim despre întreg spectrul de probleme în relația dintre Chișinău și Tiraspol, dar vreau totuși să vă întreb dacă într-un termen apropiat sau mediu, totuși se va deschide acest coș politic în formatul de negocieri 5 plus 2 și de ce vă aduc la acest gând? Pentru că astăzi se discută foarte mult despre declarația pe care a făcut-o un subaltern de-al dumneavoastră și s-a interpretat că el a venit cu mesajul că federalizarea ar putea să fie deznodământul reglementării transnistrene. Bun, trec peste interpretări, ulterior am ascultat și interviul, trec peste interpretări și care fără îndoială au exprimat un punct de vedere strict personal și această declarație a șefului adjunct al biroului nu a fost o expresie a poziției biroului, cu atât mai mult al Guvernului Republicii Moldova. Domnul Țiatcu nu este adjunctul meu, cum se... Am zis subalternul dumneavoastră, da, nu am zis adjunct. Nu, pentru că am văzut pe alocuri că este adjunctul. Nu este adjunctul șefului biroului de reintegrare, care este o altă instituție. Domnul Alin Vidian este șeful biroului. Dar eu, în general, prefer să nu am subaltern, prefer să am colegi și asta a fost întotdeauna poziția mea. Un coleg mea, de-al dumneavoastră și eu totuși sunt nevoită să citesc ce a zis. În procesul de reglementare a conflictului, redistribuirea atribuțiilor în stat reprezintă element cheie. Aceasta, din punct de vedere teoretic, va însemna o federalizare a Republicii Moldova
cât de profundă va fi și care va fi modelul final, astăzi este complicat de spus. Deci că este complicat de spus... Sunteți de acord? Mă rog, este, multe lucruri sunt complicate de spus în momentul de față și când vom începe 5+2 și cum va arăta de fapt formatul de negocieri. Cert este una, nu mi este deloc complicat să spun că atâta timp cât va fi această guvernare, un model federal nu va fi acceptat. Nu va fi acceptat. Cu certitudine, asta este un element pe care l-a împărtășit și guvernarea actuală și unele anterioare și trebuie să spun că a existat un fel de consens la nivel național. Ne amintim de anul 2003, ne amintim de votul din 2005. Chiar și în 2003, o mare parte din populație, indiferent de faptul dacă era pe poziție de stânga, pe poziție de dreapta, au renunțat la planul. Ok, dar dacă mi-amintesc eu exact, fostul președinte Igor Dodon, din când în când, mai folosea și el această noțiune de federalizare. Vorbesc de perioada 2003, de 2005, și în 2005 a existat o coeziune în Parlament. De plină, pentru că a fost una dintre foarte, foarte puținele legi votate în unanimitate în acel moment. În Parlamentul Republicii Moldova, de toți deputații. Da, de toți deputații. Și asta vorbește despre ceva, vorbește despre faptul că modul în care dorim să soluționăm dosarul transnistrean nu este prin federalizare. Și explic care este deosebirea de federalizare și în ce constă pericolul federalizării. Da, vă rog foarte mult. Pentru că foarte multă lume s-ar putea, într-adevăr, să zică, domnule, s-au legat de un cuvânt. Problema nu este într-un cuvânt. Problema nu este într-un cuvânt. O federație presupune modificarea funcționării statului, modului de funcționare al statului. Deci asta ar însemna modificarea Constituției. Asta ar însemna faptul că noi punem sub semnul întrebării în procesul de negocieri Republica Moldova în totalitate. Absolut. Ori eu am spus în repetate rânduri că ceea ce discutăm în procesul de negociere este statutul regiunii de est a Republicii Moldova, regiunilor de est a Republicii Moldova, nu statutul Republicii Moldova. Și aici trebuie să facem distincția cheie, cea mai importantă. Deci ferindu-ne de orice apelative, de elemente de lexic. Statutul Republicii Moldova, modul de funcționare al acestei țări, nu se pune în discuție. Da? Pentru că asta înseamnă că punem sub semnul întrebării perspectiva de integrare europeană, interesul național al acestei țări. Dar și existența acestei țări, dacă vreți. Deci putem vorbi despre orice, dar nu despre asta. Suntem de acord, am spus în repetate rânduri, să discutăm în profunzime despre regiunea respectivă, toate nuanțele, aspecte legate de economie, social, juridic. Nu suntem de acord să purtăm aceste discuții într-un context care iese dincolo de limitele acestei regiuni. Și aici trebuie să fie foarte clar și să nu fie niciun fel de speculații, de interpretări. Înțeleg, spectacolul, tentația întotdeauna există. Domnul Serebrean, dar dacă e să amintim și celor care ne urmăresc, încă atunci când a fost propus planul COSAC, ideea federalizării a devenit una la ordinea zilei. Că... În 2003 a fost și exista riscul la un moment dat ca acest proiect să fi fost acceptat. Nu vreau să-mi imaginez care ar fi fost parcursul nostru după, cu atât mai mult în momentul de față, fiind conștienți de acest lucru, trebuie să ferim Republica Moldova de orice mod de soluționare care ar aminti fie și vag despre un proiect de acest fel. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră legată de coșul 3 politic, pentru că, în fond, misiunea formatului 5+2 este anume discutarea unui statut al regiunii Transnistriene. Știm foarte și bine și formatul ăsta din 2005 a fost o pauză și din 2012 formatul în fond se prefigura într-un fel chiar la sfârșitul anilor 90, fără participarea UE și Statele Unite. OSCE-ul deja era implicat, Rusia, Ucraina deja erau implicate în format, ne amintim de declarațiile care au fost făcute în 2005 s-a formalizat acest mecanism respectiv, da, mecanismul 5+2. Și după asta a fost o întrerupere și în 2012
2012, așa mi-amintesc că atunci s-a reluat la modul cel mai serios. S-a reluat foarte activ, erau, cred că când era domnul vicepremier Karpov în funcție, erau și patru, dacă nu greșesc, eu nu eram neapărat responsabil de dosarul transnistrean, dar urmărind ce se întâmpla, erau și câte patru reuniuni pe an, după care a scăzut intensitatea. Și ministeriala OSCE era într-un culminația, apogeul acestui dialog, Da, dar ulterior intensitatea a scăzut, inclusiv conținutul a scăzut foarte mult. Au fost, cred că, motive diferite. În opinia mea, Tiraspol, întâi de toate, n-a fost niciodată interesat de o discuție a coșului 3, referitoare la statut. Cum va fi mai departe, iarăși, cum spuneați și dumneavoastră, complicat de spus. Ferește că trebuie să fim pregătiți de un dialog substanțial. Suntem tot timpul întrebați, are sau nu are Chișinăul un proiect în acest sens. Trebuie să avem un proiect și lucrăm la o astfel de idee și cu partenerii externi și cu partenerii de pe interior și am avut discuții cu mai multă lume. Chișinăul trebuie să pregătească acest proiect? Eu aș zice că Chișinăul trebuie să aibă, pentru că importul unor astfel de proiecte nu cred că mai este lucrul cel mai... Au fost tentative de a fi importate foarte multe, unele. Foarte multe, au fost proiecte diferite, ne amintim și de planul Iușcenco și de planul OSCE de federalizare din 2002. Înaintea proiectului planului Cozac. Au fost și inițiativa Meseberg mai târziu, care, mă rog, n-a intrat în discuție prea multe, dar au fost foarte multe proiecte din afară. Eu cred că noi nu putem neglija partenerii externi, fără îndoială, mai ales în momentul de față, când suntem un stat candidat și trebuie să ținem cont și de dimensiunea nouă a Republicii Moldova despre acest loc nou al Republicii Moldova în contextul securitar european și regional, dar trebuie să fie un proiect autohton. În principiu, factul autohton trebuie să joace un rol important, pentru că nimeni mai mult decât noi nu înțelege detaliile problemei și interesul nostru. Dar acest lucru nu ar însemna că Tiraspolul ar putea mereu să nu cadă de acord cu ceea ce propune Chișinăul? Ceea ce propunem este un subiect de discuție. Deci noi putem după asta să discutăm detaliile, dar discuțiile trebuie să pornească de la un text. Deci este cel mai bine ca, cum, platforma, dacă vin și alții cu platformele lor, cu proiectele lor, să găsim o combinație. Dar să vedem, astăzi, pentru Chișinău, pentru Republica Moldova, este clar, este limpede ce statut ar merita această regiune estică? Bun. Părerea mea, în cazul dat nu exprim un punct de vedere, acum, să spun așa, instituțional, de fac disclaimer-ul de rigoare, trebuie să menționez acest lucru. În cazul autonomiei găgăuze, fundamentarea acestei autonomii era cumva clară în 94. Da. Era interesul, să spunem așa, și Consiliul Europei vorbea despre protecția minorităților etnice, identitatea culturală, lingvistică. Bine, dar situația nu e comparabilă, ce e la Combrat și ce e la Tiraspol. Ce vreau să spun acum despre raioanele de est ale Republicii Moldova. Specificitatea acestor raioane în ce constă a raioanelor de est ale Republicii Moldova? Pentru că în raionul Grigoriopol sau în raionul Dubăsari, procentul populației moldovenești este mai mare decât în raionul Ocnița. Da? Sau în raionul Taraclia, nu mai vorbim. Da? Trebuie să ținem cont și de faptul că nu există o astfel de specificitate. Că, da, e o situație la moment în această zonă, dar după mine o întemeiere foarte puternică a ideii de chiar de autonomie pentru acest teritoriu, mă rog, este sub un semn de întrebare. Mai curând este o autonomie teritorială bazată pe ce? Pe o istorie, bazată pe o realitate, bazată pe o stare de facto. Asta nu înseamnă că neg în totalitate. Dar nu, ideea și mă gândesc acum Tighina, locul Tighinei. Și locul ei. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Eu aș începe de la ce înseamnă raioanele de est ale Republicii Moldova, pentru că deja aici ne ciocnim cu o interpretare diferită, duală, da, ce înseamnă raioanele de est ale Republicii Moldova. Pentru că din perspectiva Tiraspolului, Varnița sau Copanca sunt teritorii aflate, chipurile în sub jurisdicția autorităților tiraspolene lor.
Noi nu considerăm deloc acest lucru și desigur că nu este așa. Municipiul Tighina, iarăși, care este motivația morală, dacă vreți, dincolo de toate, motivația morală a aflării ei într-o entitate autonomă, mistreană, să spun așa. Eu vorbesc ipotetic despre proiect de viitor. Încă o dată, asta nu înseamnă că îndemn în momentul de față sau vin cu un proiect radical, nu există nimic, vom face în zona respectivă raioane după identitate, după modelul din partea dreaptă a Nisului. Trebuie să vedem gradul de autonomie, la ce tip de autonomie ne limităm. După mine, dacă vreți, din punct de vedere cultural, da, este o prezență ucraineană sau o prezență rusă în zonă. Autonomia locală, lingvistică, a fost adoptată de Republica Moldova, rigorile Consiliului Europei, ele pot fi aplicate și sunt aplicate și în alte părți ale Republicii Problemele Moldova. Sunt mult mai mari. Problemele sunt mari, trebuie acolo să există vamă, acolo există armată, acolo... De asta vă referiți la o situație de facto. Da. La o situație de facto care s-a întâmplat și cum ajungem să fie depășit. Această situație este destul de dificilă. Foarte dificilă. Și de ce vă aduc la acest gând? Pentru că oficialii ruși spun că mandatul operațiunii de pacificare este departe de a fi epuizat, iar durata acestuia este dependentă de atingerea unei înțelegeri politice cu privire la reglementarea conflictului. Asta este mesajul care a fost transmis nu doar cu ocazia aniversării. De 30 de ani. Este mesajul care se transmite de 30 de ani. Da, nu e, adică n-am observat în acest mesaj ceva. Deci asta înseamnă că operațiunea asta de pacificare se va modifica doar atunci când îi se va oferi un statut regiunii transnistrene? Să vedem. Nu vreau să comentez prea mult. Situația este prea volatilă, prea schimbătoare, lucrurile se schimbă de la unul la altul. Ceea ce credeam imposibil acum 6 luni, doamna Ursu, ca Republica Moldova să devină stat candidat sau că să se modifice atât de cardinal coordonatele în general ale dialogului pe dimensiunea transnistreană, să fie această regiune într-atât de, în totalitate, dependentă de partea dreaptă a Nistrului, logistic și din alte puncte de vedere, era de neconceput. Eu mă mai gândesc și la alt aspect. Federația Rusă și Ucraina sunt mediatori în formatul de negocieri 5+2. Cel mai probabil acest război va face ca aceste două țări să aibă viziuni total diferite referitor la reglementarea transnistreană. Iată, aici cât de mult contează măiestria politicienilor moldoveni de a putea să convingă pe toți că e nevoie de soluționat problema transnistreană. Viziunile partenerilor noștri externi sunt foarte importante, mai cu seamă ale vecinilor care, cum să spun, îi vizează cumva. Relațiile între țările vecine întotdeauna există, în relațiile între țările vecine există și un fel de interdependență. Noi trebuie să fim foarte conștienți de care este interesul nostru și să urmărim interesul nostru. Dar și interesul Ucrainei va conta. Contează. Pentru că Ucraina, de momentul invaziei ruse în Ucraina, a închis hotarul pe segmentul transnistrean. Firește. Și decizia Ucrainei va juca și ea un rol important. Incontestabil. Nu contestăm acest lucru. Deci negocieri vor mai fi încă multe și de lungă durată. Că de lungă durată, că vor fi multe, vor fi cu certitudine, că vor fi negocieri complicate, da, încă o dată reiterez faptul că Republica Moldova este decisă să soluționeze această problemă doar pe calea dialogului și sperăm că va exista un teren favorabil pentru dialog. El s-a schimbat, firește că foarte mult deja, dar contăm pe faptul că va fi un teren favorabil pentru dialog și că, contrar a ceea ce spun deseori exponenții Tiraspolului, mai cu seamă în ultima vreme, despre un pericol militar care a venit din partea Republicii Moldova, am spus asta cu diferite ocazii, cu cele mai diferite personalități din exterior, responsabili politici, oficiali europeni și nu doar europeni, noi suntem conștienți de faptul că acest conflict trebuie soluționat pe calea dialogului. Și sperăm foarte mult că și Tiraspol este conștient de acest lucru. Dar din 24 februarie și până astăzi, foarte mult se vorbește că pe plan internațional
s-ar putea să se ajungă la concluzia că se reconfigurează polii de influență. Iată, în cazul ăsta, locul Moldovei unde ar fi? Polii de influență în ce sens? Care puteri vor avea mai mare influență în această regiune? Păi e clar că se reconfigurează, da. El se reconfigurează permanent, acum se reconfigurează chiar cu altă viteză. Absolut. Și în alt sens. Și în alt sens. Republica Moldova este o țară mică, firește că orice stat mic este foarte vulnerabil, influențabil. Da, și dependent de... Și dependent de conjunctura regională. Exact. Și în plan economic foarte mult. Bine, auzim acum aceste... învinuiri foarte, foarte frecvente cu prețurile, cu seceta. Cu seceta chiar nu știu cum putea fi soluționată problema politic. Nu-i ploaie de sus. Nu există nicăieri. Este o problemă cu care se confruntă Europa în întregime și de altminte cu criza energetică sau cu criza sanitară de asemenea. Foarte puțină lume este conștientă de faptul că e un mare noroc că momentul de ăsta de criză multiplă, de crize multiple care sunt la Chișinău... Care se suprapun și care sunt de o gravitate foarte mare, este o guvernare cu o deschidere atât de mare spre vest, spre România, spre Ucraina, pentru că lucrurile astea și o guvernare echilibrată în dialogul cu toți partenerii externi, pentru că în felul ăsta s-a reușit evitarea unei prăbușiri. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat în cazul în care Republica Moldova ar fost izolată politic, geopolitic, în conjunctura actuală. Sigur că consecințele ar fi fost foarte, foarte grave. Și sunt foarte multe speculații pe acest teren, dar aceste speculații sunt, firește că, neavenite. Dar când vorbim despre criza energetică, ițile sunt foarte încurcate pentru Republica Moldova, pentru că ea consumă energia care se produce la centrala de la Cociurgan. Nu doar. În mare parte. În mare parte, trebuie să vă spun că în ultimul timp s-a produs deja o mutație în acest sens. A început importul și dinspre Ucraina, în jur de 30%. Și este foarte benefică această diversificare. Cred că a fost o politică multă vreme miopă ca Republica Moldova să fie în totalitate. Și altfel, această miopie a fost nu doar în Republica Moldova. Sunt surprins de faptul că foarte multe state europene mult mai așezate au fost cumva dependente, în mare parte, prinse de această iluzie a stabilității, o anumită comoditate. Germania, s-a creat o dependență, Ungaria, energetică, Italia, unilaterală. Multe, s-a creat Franța. O dependență energetică unilaterală și acum firește că consumăm consecințele. Bine, dar noi vorbim despre problemele care... cu care se confruntă cetățeanul Republicii Moldova și... La prețul de energie electrică, în fond, după cum vedeți, s-a reușit menținerea, în pofida faptului că în lume prețul a crescut foarte mult, cel puțin în ultimele luni s-a reușit o anumită stabilitate în acest sens. Cu gazul, problema e mult mai complicată și iarăși o bună parte din cantitatea de gaze importate din Federația Rusă se folosește pe malul stâng al Nistrului, inclusiv la această centrală de la Cociurgan. Și acum când discuți cu omul de la Ferul Ierbii, el deseori spune că e tot mai supărat că s-a ajuns la un preț, la un tarif atât de mare și că ar fi trebuit să se negocieze altfel. Și de ce în stânga Nistrului oamenii plătesc un leu și de ce în dreapta Bun, întrebarea Nistrului... este prea, răspunsul este prea la suprafață, adică nu vreau să intru în... E politizată în mare parte. Extrem de politizată. Trebuie să ne dăm seama de un lucru, că conducta de gaz trece prin Ucraina spre Republica Moldova. Absolut. Deci poți să negociezi un preț foarte bun cu furnizorul, dar s-ar putea ca gazul să nu tranziteze. Și asta tot este o posibilitate pentru cei care spun că pot obține prețuri foarte bune la gaz. Dar dumneavoastră, când mergeți în stânga Nistrului, discutați cu cetățenii de acolo și mulți spun că au încercat să obțină cetățenia românești, așa zisei transnistrii, doar pentru faptul că acolo achitau mai puțin pentru gaze și lumină. Vreau să vă spun, doamna Ursu, că am văzut fenomenul, de fapt, mai mult pe invers în ultimul timp. Foarte mulți cetățeni din stânga Nistrului, care dimineața vin la serviciu în partea dreapta a Nistrului, medici sau învățători, pentru că salariile sunt totuși mult mai mari în partea dreapta a Nistrului.
Deci aceasta este cumva iluzoriu. Sigur că este un fel de compensare economică prețul electricitate. Situația s-a inversat în ultimii situația ani, s-a inversat până în nu de mult era da, altă situație. Până nu de mult era o altă situație, dar nu mai putem spune că este un paradis. Da, și că, adică nu mi-aș dori ca Republica Moldova în întregime să aibă o situație economică identică cu cea din raioanele din Stânga Nistru. Și mai ales situația politică, socială și presiunea care există. Haideți să vorbim despre problemele dintre cele două maluri ale Nistrului, care sunt și cum ar trebui ele să fie rezolvate. În scurt timp, peste o lună, începe noul an de studii, școlile cu predare în limba română de acolo au certitudinea și siguranța că încep anul de studii fără probleme, pentru că mulți ani la rând autoritățile locale au pus piedici. În fiecare an au fost probleme. Trebuie să spunem că totuși, în pofida dificultăților, anul 2021-2022, anul academic, a trecut relativ calm. Liniștit, da. Am avut anumite temeri și le pot spune post factum deja, la sfârșitul anului academic, că pot apare probleme, mai ales pe fundalul acelei panici legate de eventuale presupuse atacuri teroriste, când s-a asistat prezența fizică în școlile din raioanele de est. Noi totuși ne-am consultat și am decis ca instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Educației de la Chișinău să-și continue procesul de studiu și cred că am fost o alegere corectă, dar era undeva pe riscul propriu această decizie. Nu avem deocamdată semnale că ar putea să fie probleme și sperăm foarte mult că vom reuși, anume de asta și este important dialogul în cadrul formatului 1+1, pentru că dumneavoastră ați evocat o problemă, cea a școlilor, de care suntem foarte conștienți și pe care o avem în vizor, mai este problema fermierilor. Ajungem și la ei. Dar scade vertiginos numărul copiilor care vin să învețe în aceste instituții. L-am ascultat pe fostul director de la Tiraspol, Ion Iovcep. Este invers. Anul ăsta au început să vină... Deci, numărul elevilor care vin în școlile cu predare în limba română este în creștere. Deci, dacă comparăm ce avem în momentul de față și ce am avut în 2017-2018, cred că este undeva cu 50% mai mult. Dar dacă nu avem încă, cum să spun, numărul de elevi din perioada dinaintea crizei, atunci când s-au sechestrat practic încăperile, dar numărul de elevi este în creștere și asta mi s-a spus peste tot și am fost chiar foarte surprins să constat, pentru că eu am vizitat toate liceele, surprins să constat și la Tiraspol inclusiv elevi vorbitori de limbă rusă, părinții cărora au insistat să vină la această școală, la liceul Lucian Blaga, firește pentru diploma, pentru integrare și la Râmnița, un liceu foarte bun. Încercăm să sprijinim cum putem, să dotăm aceste cu bibliotecile, cu instrumente, cu tot ce este necesar pentru ca procesul de studiu să fie, să nu fie handicapat de problema spațiilor de studii. Apropo, ele se dau în arendă, pentru arendă se achită pentru arendă se din achită, partea arenda Republicii este Moldova. Temporară și da, astea sunt unele dintre dificultățile mari. La Tiraspol, Bunăoară, liceul Lucian Blaga are o veche problemă legată de sala de sport, spațiul este impropriu pentru, dar până la urmă calitatea studiilor este una bună și rezultatele acestor copii vorbesc de la sine. Cu multă mândrie vorbea directoarea liceului de la Râbnița despre câți olimpici au și cât de bine se prezintă elevii de la liceu și asta este îmbucurător. Doamna Halus, Eugenia Halus. Da, absolut, da. Ajungem la problemele fermierilor. Și ei au avut și mai au multe necazuri din când trebuie să semene culturile și până la recoltare. Accesul la aceste terenuri agricole uneori e îngrălat artificial de către partea teraspoleană. Întotdeauna artificial. E un element de șantaj în relația cu Chișinăul? Vor ei să obțină ceva? Da, ei leagă această libertate sau accesul liber al proprietarilor de terenuri din cele câteva localități din Stânga Nistrului de dosarele penale deschise unor așa ziși reprezentanții autorităților de la Tiraspol.
Problema este incorrect pusă în principiu, pentru că eu, ca autoritate guvernamentală, nu pot în niciun fel să influențez deciziile procuraturii. Să vă rog frumos să închideți dosarul pe persoana cutare, pentru că țăranul de la Coșnița sau de la Cocer trebuie să meargă să-și cultive, nu știu, porumbul. Eu sau... am discutat cu domnul Ion Leahu, care a fost reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, și el zicea că un anumit compromis ar putea ajunge pe acest subiect. Eu nu văd care ar fi compromisul, sincer vorbind. Am fost destul de atent la detalii. N-aș vrea să... Deci nu poate fi o monedă de schimb? În niciun caz. Aceasta nu este o monedă de schimb. Sunt poate alte monede de schimb, le folosim cele care putem, dar nu intrăm pe terenul legalității, dacă vreți. Dar pentru că în momentul în care eu trimit o scrisoare către procuratură și spun închideți dosarul nu știu cui, asta deja este un act penal, dacă vreți. Eu intru deja în vizorul procuraturii, pentru că este o ingerință în actul... Și atunci ar putea să se perpetueze mult timp această problemă care ține de accesul fermierilor la terenurile lor agricole din stânga Nistrului. Părerea mea este că foarte multe probleme pot fi soluționate doar în ansamblu. Deci soluționarea punctuală a unei probleme, azi soluționăm problema școlilor mâine, soluționăm problema fermierilor și poimâine problema vămilor. E imposibil. Ele întotdeauna sunt luate în ansamblu și există un fel de balanțare, ceva oferim, ceva dăm. Sigur că întotdeauna, sau se întâmplă uneori ca să fim criticați pentru faptul că s-a făcut o anumită concesie, dar nu se ține cont de faptul că între timp s-au rezolvat alte probleme. Iată, îmi vine în minte acum pachetul Berlin Plus și se consideră că atunci s-au făcut multe cedări în favoarea Tiraspolului, ca după asta Tiraspolului să crească pofta și mai mare. Nu vreau să comentez prea mult pe pachetul Berlin Plus. Să spunem că da, anumite lucruri au funcționat, anumite lucruri n-au funcționat și vedem că n-au funcționat. De fapt, în procesul de negociere în general, dacă ne uităm după acești 30 de ani pe care dumneavoastră i-ați urmărit îndeaproape și la volumul de protocoale, de înțelegeri care au fost semnate, foarte multe sunt obsolete, cumva depășite și n-au funcționat. Și înțelegerile din aproape în aproape deseori au funcționat, de fapt. Punctele astea de control dau și ele mari bătăi de cap cetățenilor, în primul rând. E greu să fie negociată această problemă ca să fie dezinstalate, lichidate? Bine, punctele, asta este un subiect pe care permanent îl avem în vizor. Motivația întâi a fost că aceste puncte suplimentare lor s-ar datora restricțiilor legate de pandemie. Pe timpul pandemiei de COVID-19. Da, atunci s-a și legitimat. Ok, cumva. Și dacă Doamne ferește în toamnă și ulterior a fost din cauza regimului de alertă roșie, oranj. Asta este. Noi înțelegem foarte bine că este o falsă acoperire, un pretext. Dar și aici există monede de schimb, să spun așa. Este un proces poate mai complicat de dialog, dar cel puțin la facilitarea regimului, care este o prioritate pentru noi de circulație, trebuie să aplicăm poate și noi anumite pârghii mai hotărâte. Problema telecomunicațiilor și ea este o problemă. Nu mai este o problemă atât de stringentă cum a fost anterior, până la război mai exact. Atunci era tema frecvențelor, o temă foarte, mai spinoasă, dar în fond cele mai mari probleme în ultimul timp sunt cele legate de dosarul Vamal și cele legate de dosarul bancar. Și cum vedeți, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestor probleme, pentru că Tiraspolul insistă pe un anumit aspect, Chișinăul nu vrea să cedeze. Nu, noi nu vom ceda pe aspectele mai ales sensibile, care pot fi sensibile pentru noi. Dosarul bancar, bună oară, este unul de mare sensibilitate și ținând cont de faptul că
Noi cu greu am reușit să stabilizăm cumva sistemul bancar, să-l punem din nou sub o presiune suplimentară, firește că nu ne dorim acest lucru. Legat de problemele bancare și vamale, am avut de altfel discuții și la Bruxelles cu partenerii noștri europeni, în cont de statutul de nou de stat candidat al Republicii Moldova și de faptul că această legislație pe domeniile bancare, domeniul vamal, trebuie să fie armonizate cu cele comunitare, firește că putem face simultan sau să sincronizăm cumva procesul în cadrul negocierilor cu Tiraspolul și ca să-l apropiem forțându-i. Într-un fel, orice negociere este pe undeva și o forțare. Da, dar da, adevărul este că orice negociere e cumva și o forțare. Probabil aici o să aveți și sprijinul Bruxellesului din moment ce din stânga Nistrului se exportă mult pe piața comunitară. Da, 70% din export este pe piața Uniunii Europene. Am auzit voci la Tiraspol care spuneau că aceasta este o situație circumstanțială datorată închiderii tronsonului de frontieră cu Ucraina și că dacă, mă rog, ar fi un stat sau o vecinătate mai prietenoasă pentru regiunea transnistreană, lucrurile ar arăta altfel, dar întotdeauna reieșim din realitățile geografice, nu din... Dumneavoastră ați spus că statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană modifică și schimbă discuțiile pe dosarul transnistrean, solicită alt fel de abordări decât au fost până acum. Și care ar fi aceste abordări care sunt solicitate în baza acestui statut de țară candidată pentru aderare la UE? Bună oară! Pomeneam de sectorul bancar sau de sectorul vamal pe care le-am evocat și la Bruxelles atunci când eram încă departe de a obține de statutul de stat candidat sau chiar prin anii 2000 când se discutau, pentru că subiectele nu sunt noi, nu sunt de azi pe agenda discuțiilor. Aveam o autonomie mult mai mare. În momentul de față a discuta pe aceste subiecte, trebuie să ținem cont întotdeauna că Republica Moldova are o țintă și că această țintă este integrarea în Uniunea Europeană și că de limitele pe care le impune acest proces trebuie să ținem cont și în procesul de negociere. În beneficiul, pentru că am vorbit de această forțare în negociere, să zicem. În beneficiul cetățenilor din stânga Nistrului, de altfel, și în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova în general, pentru că armonizarea sistemului vamal, soluționarea, depășirea problemelor care există în sistemul bancar, anume conform normelor europene, va duce la o îmbunătățire a situației și a mediului de afaceri, inclusiv. Și sper că asta înțeleg și reprezentanții comunității de afaceri din stânga Nistrului. Dar eu stau și mă gândesc, cum ar exista regiunea transnistreană dacă nu s-ar exporta 70% din mărfurile de acolo pe piața Uniunii Europene? E bine ca nu doar dumneavoastră să vă puneți această întrebare. Da. Am văzut că și Statele Unite ale Americii merg și susțin acolo antreprenoriatul. Sunt foarte multe programe internaționale. Sunt foarte multe programe și ale Uniunii Europene și altor parteneri. Națiunile Unite. Uneori aud în partea dreaptă a Nistrului, în cadrul, mă rog, unor mese rotunde, Chatham House Rules, nu că reproșuri, dar anumite comentarii de genul de ce permitem acest lucru. Răspunsul este foarte simplu. În partea stânga a Nistrului locuiesc în jur de 350.000 de cetățeni. Cetățeni cu pașapoarte. Dar am văzut și aici un pic că nu prea coincid aceste date. Pe de o parte, cea mai mare parte a locuitorilor, a raioanilor de est ale Republicii Moldova au cetățenia Republicii Moldova, dar autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol spun că peste 220.000 de locuitori ai regiunii au primit până acum pașapoarte rusești. Și unde este neconcordanța? Că nu ar fi acest număr cel mai mare de cetățeni care au cetățenia Republicii Moldova acolo. Adică da, cetățenia Rusiei este mai mare decât numărul celor care... Cine v-a spus? Am citit acum o știre. Nu.
Foarte mulți cetățeni au și pașaport moldovenesc și pașaport rusesc. Asta nu contrazice una celelalte. Și atunci cum? El se înscrie și în lista celor cu cetățenie ruse și în lista celor cu cetățenie a Republicii Moldova? Există lume care are triplă cetățenie sau cuatriplă cetățenie. Și ucraineană mai au unii. Sigur că da. Adică asta nu adunăm aritmetic cetățenie și alținem. Asta nu exclude faptul. Acum, pașaportul Republicii Moldova este dimpotrivă la mare căutare pentru că vă oferă o libertate de circulație mult mai mare și mai ales pentru agenții economici. Pașaportul moldovenesc este mult mai interesant pentru că oferă o altă deschidere și o altă libertate geografică de circulație, să spun așa, și de afaceri. Deci, nu este nicio contradicție în acest sens. Cel mai mare număr de cetățeni din zona... 340.000, da, așa. Au pașaporte ale Republicii Moldova. Este foarte impresionant și foarte important acest lucru. Numărul a crescut exponențial, practic, după obținerea regimului de liberă circulație pentru cetățenii noștri în Uniunea Europeană, dar s-a remarcat în ultimul timp un interes foarte mare pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Deci, revenind la acea întrebare, de ce admitem aceste programe internaționale sau... Nu admitem, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea calității cetățenii de acolo, pentru a nu a crea o stare de adversitate. Eu cred că cei care sprijină separatismul și ideea unei regiuni separate, chiar antagoniste față de Republica Moldova, s-ar bucura dacă noi am educa un spirit de adversitate față de noi, de dușmănie. Noi, din potrivă, facem tot ce putem ca viața oamenilor din această zonă să nu sufere de pe urma complicațiilor politice sau geopolitice din zona. Am pomenit foarte des despre cooperarea exemplară în domeniul sănătății, despre deschiderea colegilor noștri de la Ministerul Sănătății pentru a rezolva probleme care sunt acolo. Acum, da, folosesc această ocazie pentru că, da, e important să spun și asta. Am auzit și în ultimele declarații pe care le-au făcut și negociatorul șef de la Tiraspol și în presa din regiune foarte des se vorbește despre o așa numită blocadă sau o politică de intimidare. Și că blocada asta ar veni din partea Republicii Moldova? Asta este total fals și chiar azi am rugat colegii de la Serviciul Vamal să ne facă o analiză a ultimilor 4 luni, deci de la 1 martie, când deja era aplicat regimul de frontieră din Petronsonul Transnistrian cu Ucraina, să vedem câte produse s-au importat pe cap de locuitor de primă necesitate în partea dreaptă a Nistrului și în partea stângă a Nistrului. Asta și este diferență? Nu, aștept informația pentru că nu am primit-o, dar vreau să o trimit și colegilor de la OSCE. Este fără îndoială, n-am nicio îndoială că în Republica Moldova, în general, și pe malul stâng și pe malul drept, nu există discrepanțe prea mari la importul anumitor produse medicale sau produse alimentare sau de altă natură. Dar paradoxul despre care vorbesc cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, că din regiunea transnistreană, pe piața UE se exportă peste 70%. Liderii regiunii transnistrene au cetățenia Ucrainei, iar ideologia este că fără Rusia această regiune nu ar putea să existe. E un fenomen pe care îl văd foarte răspândit și în partea dreaptă a Nistrului, adică nu mă minunez foarte mult, pentru că am văzut atâția antiromâni bunoară cu pașaport românesc, sau persoane care beneficiază de toate beneficiile, așa, iertați-mi, da, beneficiază de toate avantajele pe care le oferă programe europene sau americane în Republica Moldova, finanțări de școli, de spitale, și care au o poziție anti-europeană și anti-americană. Da, asta dar este... reperele pentru cetățenii de acolo, din stânga Nistrului, sau indicii după care trebuie să se orienteze, ce iau ei în calcul? Liderii de acolo au cetățenia Ucrainei, exportă în UE, vor alipirea la Rusia? Nu-i bludnicesc? Dacă vorbim de cetățeni, bine, e o părere uneori falsă încetățenită, falsă în general, că cetățenii de acolo sprijină în totalitate acest parcurs, regimul. Mie vine greu să judec, pentru că dacă mă uit la rezultatele alegerilor din 2020-2021, am văzut foarte mulți cetățeni din partea stânga Nistrului care au avut
Și alte opțiuni decât alte cele pro-ruse. Și alte opțiuni și destul de vădit le-au avut, nu? Da. Eu mă uit la școlile românești din partea stângă a Nistrului. Profesori, părinți care, în pofida problemelor, au curajul. E un anumit curaj, da? Îți dai copilul la o școală care poate să aibă probleme. Eu nu vorbesc de probleme de natură politică. Poate să aibă probleme logistice la un moment dat sau să se închidă sau... Deci, a ignora acest factor, a ignora faptul că există mii de familii care au alte aspirații, este imoral din punctul nostru de vedere. Și cei care spun, domne, ne debarasăm, închidem, punem hotare, îi înfometăm, nu le dăm asta, să vadă cum vor trăi, e o abordare care este non-conformă cu valorile, să spun așa, democratice și europene. Revenind, nu cred că această orientare, această încrâncenare, inclusiv împotriva Republicii Moldova, este chiar într-atât de mare. Da? Noi nu putem judeca după sondaje, pentru că sondaje de opinie publică în regiunea respectivă credibile nu am văzut, dar percepția mea personală, după mai multe întâlniri, după ce am văzut oameni, poate am văzut un grup prea selectiv, da, pe care l-am întâlnit, este că totuși lucrurile nu sunt doar în alb și în negru, este și foarte mult gri între ele. Sunt cetățeni, sunt oameni pe care nu trebuie să-i desconsiderăm, trebuie să-i luăm în calcul și să ne gândim, atunci când vorbim despre procesul de reintegrare, să luăm în calcul și aceste sute de mii de oameni care sunt cetățeni, nu știu, rude de ale noastre, totuși, contactele sunt foarte strânse. Le dați dreptate bunilor cunoscători ai dosarului transnistrian că dacă Rusia și-ar retrage armata de acolo, s-ar rezolva mai ușor această problemă transnistriană? În mare parte, unitățile armatei ruse de acolo sunt autohtone, totuși, deja. S-a produs o anumită autohtonizare. Da, drapelul există, fără îndoială, și comandamentul politic. Un lucru este cert, că retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană ar facilita numai decât procesul de reintegrare al țării. L-ar ușura și ar mări viteza, ar spori viteza procesului. La Tiraspol și la Moscova s-au făcut critici că Chișinăul împiedică rotația militarilor. Iarăși nu este ceva care trebuie să ajungă în regiunea nu trebuie să ajungă în regiunea transnistreană. Da. Mă rog, asta este decizia pe care am luat-o. Poate fi criticată, a și fost criticată. Este dreptul nostru suveran. Republica Moldova militează pentru, nu doar pentru un statut de stat neutru, dar și pentru ca pe teritoriul ei să nu fie trupe străine. Deci eu nu văd de ce ar trezi îngrijorare acest fapt. Noi am spus de 30 de ani că dorim un stat reîntregit și un stat pe teritoriul căreia nu sunt prezente trupe străine. Și asta este, cum să spun, ținta politicii noastre externe. Ea nu va fi schimbată în niciun caz și vom face tot posibilul ca acest deziderat să fie adus la împlinire. Dar mai poate fi convinsă Moscova în realitățile de astăzi că trebuie să-și retragă ceea ce a mai rămas în stânga Nistrului, ne referim la muniții, la... Poate fi azi, poate fi mâine, dar noi nu ne schimbăm punctul de vedere. Asta este momentul de față. Și ei se mai supără când nu se schimbă acest punct de vedere. Pe final, domnule Serebrean, vreau să-l citesc pe Armand Goșu de la București, un bun cunoscător, nu doar al realităților din Republica Moldova, dar din întreg spațiul ex-sovietic. El spunea că Republica Moldova poate fi în pericol, iar România ar trebui să intervină urgent. Nu spun că Rusia se pregătește să atace Republica Moldova, dar sunt convins că plănuiește destabilizarea Republicii, să o lase la toamnă fără energie electrică și fără gaz. Domnul Armand Goșu este comentator politic, are libertatea imaginării scenariilor pe care am avut-o și eu atunci când eram comentator politic, dar, mă rog, nu solicitam... Poate fi anticipată o destabilizare a situației? Orice guvern se gândește la modul foarte serios și vă asigur că și guvernul actual se gândește foarte serios la toate scenariile, nu din judecând din comentarii politice, toate sunt luate în calcul, analizate și, mă rog, cred că există și capacitate de gestiune a acestor probleme.
Pe final, ce mesaj aveți pentru locuitorii Republicii Moldova de pe un mal și altul al Nistrului, ținând cont că suntem și în ajunul aniversării a 31-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, pe 27 august va fi această aniversare, ce mesaj vreți să le transmiteți? Mesajul este cetățenilor? Că Republica Moldova are urgent de o reînarmare morală, pentru că tot vorbim despre reînarmare. La Tiraspol s-a folosit foarte des în ultimul timp acest cuvânt, reînarmarea Republicii Moldova, și m-am gândit atunci că pentru o națiune, pentru un stat, mai important chiar decât armele este starea morală a societății. Și am văzut în Ucraina, pofida faptului că poate armata ucraineană nu era atât de bine dotată la început, moralul acestui popor a ajutat foarte mult. Și Republica Moldova are nevoie, a fost o situație, o stare de spirit atunci pe care ne-o amintim, în 91-92, și avem nevoie de recuperarea acestei stări. Pentru că uneori această aciditate cu care este tratată propria țară, prin prisma, sigur, dificultăților pe care le întâmpinăm, este nocivă și dă apă la moară și dă curaj celor care sunt împotriva acestei țări și care nu ne vor binele. Asta trebuie să înțelegem, că binele ne-l vrem noi, și trebuie să-l construim cu mâinile proprii, cu ajutorul prietenilor. Și avem nevoie anume de această reînarmare morală, categorică. Dar dumneavoastră, autoritățile statului, insistați cu orice ocazie să spuneți că vreți rezolvarea pe cale pașnică a acestei probleme transnistrene. Cine mai pune la îndoială că nu se dorește reglementarea transnistreană pe cale pașnică? Nu știu, am citit comentariile pe care le-ați văzut și dumneavoastră și era o anumită îndoială că Chișinău se reînarmează și ar tinde spre soluționarea conflictului pe cale militară, ceea ce este o absurditate. Și întrucât valsul se dansează în doi, cel mai mult contează de Chișinău și Tiraspol cum vor putea ei să negocieze și să găsească compromis pe acest dosar transnistrean? Rămâneți la această părere că doar în doi trebuie să decideți împreună de viitorul Republicii Moldova? Doar în doi este imposibil în mare parte și asta a fost tema discuției. Sigur că avem nevoie de parteneriate, sigur că avem nevoie de înțelegerea cu partenerii noștri externi, dar foarte mult contează determinarea noastră și care este scopul pe care îl avem noi. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Oricând aveți ușa deschisă să ne spuneți ce progrese se înregistrează, ce probleme apar atunci când apar și dacă apar, și așteptăm cu mare nerăbdare să aflăm și noi totuși când se va vedea sfârșitul acestei reglementări transnistrene. Vă mulțumesc și eu!